Pentru construcția din temelie remize au fost cheltuiți 350.000 de dolari. Noul edificiu, angajații GSU din raionul Cantemir vor activa în condiții adaptate la standarde înalte. Este o unitate, un proiect de fapt reușit între Inspectoratul General de Situații pentru Situații de Urgență și partenerii din Statele Unite ale Americii. Proiectul însăși, lucrările fizice au început în anul 2018, la ziua de azi, după cum se observă, am reușit de a-l finaliza cu succes. Este un edificiu care cuprinde un edificiu administrativ, cât și boxele pentru autospecialele de intervenții la diferitele situații de urgență, situațiile excepționale, caracter tehnogen, natural, biologic, social, etc. Stația dispune de birouri administrative, boxe de păstrare a utilajului și tehnicii de intervenție, dar și un teren pentru aterizarea elicopterelor SMURT. Totodată, conducerea EGSU a oferit efectivului care va activa în cadrul unității o autospecială de intervenție de model Denis, care va fi utilizată în misiuni de salvare și la incendii. În această boxă sunt de regulă 3 autospeciale de intervenție. 2 sunt dotate cu scara mobilă și sunt prevăzute pentru stingerea incendiilor. Una care se afla în acest loc, acum câteva momente, a ieșit la o chemare în teritoriu. Iar cea de-a 3-a autospecială, care este și cea mai mică ca și mărime, este prevăzută pentru descarcerarea victimelor în urma accidentelor rutiere, dar și pentru scoaterea oamenilor de sub apă. Și sindicatul Salvatorul a contribuit la achiziționarea echipamentului de birou. Construcția remizei a demarat în anul 2018. Conform informațiilor IGSU, unități similare au fost deschise în raioanele Căușeni, Basarabeasca, Soroca, Bălți, Edinesca, Hulci, Mișlia, Taraclia și Hâncești. Svetlana Turcu, Dmitri Parșucov, Accent TV.